În timp ce sunt în plină floare, crinii sunt înalți și maestuoși, creând o scenă exotică pe care mulți o apreciază. Totuși, ce facem cu crinii după înflorire? După înflorire, florile uscate trebuie eliminate imediat. Florile uscate trebuie depărtate manual sau tăiate cu un foarfece, deoarece acest lucru împiedică planta să irosească resursele pentru a produce semințe. Acest lucru este important, mai ales dacă vom folosi bulbii pentru sezonul următor. Depărtarea florilor uscate ajută și la curățarea aspectului plantei, deoarece florile uscate nu mai sunt atrăgătoare din punct de vedere estetic. Aveți grijă să curățați doar florile uscate, deoarece îndepărtarea frunzelor face ca plantele să producă mai puțină energie. Tăierea crinilor este esențială pentru creșterea sănătoasă a oricărei plante. Tăierea prematură a plantelor de crin este un dezavantaj, deoarece poate duce la scăderea semnificativă a înfloririi și a creșterii. Este preferat să tăiem crinii, planta de crin, la sfârșitul toamnei, când frunzele sunt maro și încep să cadă. Când tulpinile de crin vor deveni galbene sau chiar maronii, este bine să le tăiem, dar ideal ar fi după primul îngheț. Acest lucru se datorează faptului că tulpinele îngălbenite joacă un rol în furnizarea energiei necesare pentru următorul sezon de înflorire. Plantele de crin sunt tăiate de obicei ori toamna, ori primăvara, când tulpina a murit complet, iar frunzele și tulpina nu mai servesc niciunui scop. Odată ce tăiați crinii, este esențial să aplicăm mulci în locul respectiv, deoarece ajută solul să rămână umed în timpul iernii, iar mulciul acționează și ca o izolație împotriva frigului, prevenind astfel înghețarea bulbilor.